Așadar, începând din 6 aprilie, în spațiile publice este obligatorie acoperirea nasului și a gurii. În locul măștilor chirurgicale se pot folosi fulare, șarfe și bandane. Acoperirea nasului și a gurii este obligatorie în mijloacele de transport și în toate zonele și spațiile publice din municipiul Suceava și localitățile Adâncata, Salcei, Potești, Bosanci, Moarașcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. Conducătorii mijloacelor de transport în comun vor permite accesul cetățenilor în mijloacele de transport fără mijloacele de protecție minimale, iar conducătorii institui instituțiilor sunt responsabili de a nu permite accesul cetățenilor în incinta clădirilor și a spațiilor publice, fără mijloacele de protecție minimale. La intrarea în instituțiile și autoritățile publice vor fi asigurate mijloace de protecție suplimentare, care constau în asigurarea unui preș îmbibat cu soluție de dezinfectare la intrarea pe căile principale de acces în clădire, asigurarea mijloacelor de dezinfecție prin punerea la dispoziția personalului propriu și persoanelor din exterior care au acces în instituția a flacoanelor cu soluții de dezinfectare și a prosoapelor de hârtie, asigurarea la nivelul instituțiilor și a sediului autorităților publice locale a cantităților necesare de săpun antiseptic și dezinfectant, a materialelor de protecție, măști, respectiv mănuși, în cantități suficiente pentru a asigura nevoile angajaților, respectiv a persoanelor care intră în instituție. Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și a altor locații în care există flux de persoane sunt obligați să monteze preșuri imbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea în aceste spații. Pe de altă parte, același comitet județean pentru situații de urgență Suceava a luat decizia ca începând de luni 6 aprilie să se restricționeze temporar circulația autovehiculilor și a pietonilor în zona spitalului județean Suceava. Traficul rutier va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția strada Calea Opcinilor cu Bulevardul 1 Mai și intersecția strada Universității cu Bulevardul 1 Mai, cu excepția autovehiculilor aparținând instituțiilor publice, agenților economici și riveranilor care și au sediul sau domiciliază în această zonă. Ceilalți participanți la trafic vor efectua în mod obligat viraj la stânga sau dreapta, către calea opcinilor sau strada Universității sau strada Alexandru cel Bun. Traficul rutier este interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția strada scurtă cu bulevardul 1 mai și intersecția strada scurtă cu alea Saturn, cu excepția autovehiculelor aparținând instituțiilor publice, agențiilor economice și riveranilor care și-au sediul sau domiciliază în această zonă. Pentru întrebări legate de restricții, sucevenii au la dispoziție linia specială Vreau răspuns, deschisă de Prefectura Suceava. Numărul de telefon la care care se poate suna între orele 8 și 20 este 0755 140275. De asemenea, se pot adresa întrebări prin e-mail la adresa vreau răspuns